Parcul Regina Maria și Casa de Cultură din Făgăraș sunt două obiective importante ale municipiului care vor fi modernizate. Proiectul pentru reabilitarea Parcului Regina Maria și a Casei de Cultură este în etapa de licitație, iar data limită pentru depunerea ofertelor privind achiziția este de 19 octombrie 2022. Cererea de finanțare către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a fost depusă în 27 august 2018, iar contractul a fost semnat în 15 iunie 2021. Este vorba despre modernizarea Casei de Cultură și modernizarea Parcului Regina Maria. După depunerea cererii de finanțare, am urmat procedura semnării contractului, urmă procedura scoaterii la licitație, iar în momentul de față suntem în această procedură de a licita proiectarea și execuția acestor două obiective, iar pe data de 19 așteptăm ca ofertanții să vină cu solicitările de a depune oferte și de a semna contractul de execuție a acestor două obiective. Prin acest proiect se dorește înfrumusețarea Parcului Regina Maria prin reabilitarea aleilor, construirea de piste pentru biciclete, înlocuirea sistemului de iluminat public, reabilitarea scenei pentru spectacole în aer liber, amenajarea unei insule, a unei zone de activități recreative și a unui loc de joacă pentru copii. Totodată vor fi plantați copaci, reamenajate spațiile verzi, vor exista refugii, copertine și structuri tridimensionale îmbrăcate în vegetație împrejurim, cu gar viu, puți de mare adâncime pentru apa potabilă și menajeră cu cămin tehnic îngropat, grupuri sanitare mobile racordate la rețeaua de canalizare, rețea de canalizare ape menajere, sistem de irigare cu sprinklere, îngropate alimentate la rețeaua de apă a puțului, precum și instalarea unui sistem de supraveghere video și a unui dispecerat de monitorizare. Pe de altă parte, Casa de Cultură va primi reabilitarea pe care o merită prin revenirea la compartimentarea inițială și refacerea spațiilor interioare potrivit activităților specifice culturale cu zone și anexe aferente, foaier, sale de expoziție, sale pentru repetiții, sale de coreografie, sale de conferințe, cabine pentru actori și instrumentiști și cameră de proiecții. Totodată se va repara acoperișul clădirii și zonele aferente, se vor moderniza și dota sălile pentru desfășurarea activităților artistice, pictură, dans, cursuri de teatru, cursuri de dezvoltare personală. Se vor moderniza sălile pentru diverse evenimente, workshop-uri, conferințe, spectacole, dar și instalațiile sanitare, termice, electrice și de ventilație.